Produsul acesta se folosește de mulți ani, dar puțini oameni îi cunosc proprietățile uluitoare. Drojdia de bere este un excelent revitalizant și, consumată cu regularitate, ajută la întârzierea procesului de îmbătrânire. Drojdia de bere conține proteine, toate vitaminele din complexul B, vitaminele D, H, E, enzime, săruri minerale cu conținut mare de potasiu, fier, calciu, magneziu, fosfor, lipide și glucide. Conform ultimelor cercetări, această drojdie are în alcătuire 16 aminoacizi, 14 minerale și 17 vitamine. Cura externă cu drojdie de bere este recomandată pentru afecțiuni ale mucoasei precum stomatitele, aftele bucale, ulcerații genitale sau anale și pentru boli de piele ca seborea, acnea, alopecia și psoriazisul. În cazul tratamentului extern se fac spălături. O linguriță cu drojdie dizolvată într-un litru de apă. Pentru boli cardiovasculare cronice, drojdia de bere reglează nivelul colesterolului în sânge, aduce la valorile normale tensiunea și favorizează funcționarea miocardului. În cazul hepatitelor virale A, B și C, doctorul german Schrauser a studiat vreme îndelungată modul în care organismul uman se apără în fața infecțiilor cu virusurile hepatice. Responsabil pentru această imunitate sporită par să fie unii compuși pe bază de seleniu, care ajută activitatea celulelor sistemului imunitar. În cazul acnei se face tratamentul intern descris anterior. În plus, se mai aplică măști obținute din 2 lingurițe cu drojdie de bere, 2 linguri cu ulei de măsline și 2 linguri cu miere lichidă. Amestecul se omogenizează și apoi se întinde pe ten, unde se lasă vreme de 30 de minute, după care se spală cu apă călduță. Ține cont de următoarele reguli dacă îți dorești ca această dietă să fie una eficientă. Hidratează-te corespunzător. Fă mișcare pentru ca organismul să accelereze procesul de ardere a grăsimilor. Ia micul dejun, consumă alimente bogate în calorii. Administrată după masă, drojdia de bere crește pofta de mâncare și poate produce balonări. Drojdia de bere este contraindicată persoanelor care suferă de insuficiență renală gravă. Ai grijă să introduci în alimentația ta multe legume, salate, peste care poți presăra drojdie uscată. Uită de dulciuri, gustări nesănătoase și ține aproape morcovii, ardeii, castraveții și țelina, cu care îți poți astâmpăra pofta de rănțăit. Relatează sursebune.com.